Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Titani cu Luci în Podea. Mi s-a blocat. Barna. Acum ce să zicem, ce să nu zicem? Aha, uite asta zicem. Luci, Da. cât timp ți-l faci? Nu știu. Hai că poți, Luci. Eu bat acum un schelet cu armură cu lopată. Deci, tu ce vrei să faci acum? Asta să zic că am terminat-o de... Bă, dar am mai cercetat și ca să transformăm din zombie în villager, trebuie să fie un spațiu de 15x5, cu uși, nu știu, așa am înțeles. Nu e adevărat. Zuzu l-a transformat într-o groapă de 2x2, parcă. Pare cap Doar. că... Bun, deci noi avem chestii de aia de licor, nu? Ce ingrediente ne trebuie? Păi nu știu, nu știu ce poțiune trebuie pentru... Știu că ne trebuie un măr de aur A? și o poțiune de nu mai știu ce. Serios, facem rost. Stai, how to transform Bombi. zombie villagers. Găsim niște chestii. Gata, am refăcut ăla, cred. Ah, Bun, no. deci avem târg, avem primărie și a mai rămas puțin tel spațiu pe aici pentru nu știu. Trebuie să mai fac. Mă duc Frate, să... am făcut ce mai gratuit și de te crești din nou. Bravo. Mai adun ăștia babele de cacoabă să facem ăștia prăjituri. A. Prăjituri, prăjituri, prăjituri. Ok, îți trebuie un ochi de păianjen fermentat. Așa. Pa. Stai că se face, mă uit la video în continuare. Foc de păianjen fermentat, îți trebuia parcă zahăr, ochiu și... Și un gunpowder, un de la clip. Ok. Deci se face asta, altceva? Păi fără asta acum, Adele, știi ce trebuie pentru ochi de păianjen fermentat? Îți trebuie un ochi de păianjen normal, o bucată de zahăr. Dar și un gunpowder. Nu, și un mushroom. O căpercă. Zi-mă mushroom. Bun, deci mai întâi de toate caut ochi. Bă, trebuie să avem, bă, că am avut, uite, un ochi am găsit, așa. Mă ne trebuie... A, ciuperci ne trebuie. Ciuperci, ciuperci. Dacă nu stai aici, mă duc în Nether. O ciupercă maro. Maro, mai trebuie și maro, e, te fus. E, te fus. Fus. Da, nu, e aici. Bun. Ce ciupercă maro. Ia uite, am mai găsit niște ochi. Am mă duc în Nether. Bun, deci după aia ce ne mai trebuie? O bucată de zahăr, un ochi, un mushroom, faci ochiul fermentat, pui în rumuie, știi tu, de făcut eu, cu licorile alea, știi tu, făcute, licorii trebuie primate, nu normale, trebuie făcute dintre alea, știi tu, cu neg, trebuie făcute licorii, banan. Bă, cu moț sau fără moț, să zic doar atât. Cum adică cu moț sau fără moț? Vrei să cauți ciuperci cu moț sau fără? Maro. Mai de cap. Ce sunt maro, roșii, roșii, atât, ce așa greu? Gata, am găsit. Ok. Și 3 secunde nu m-am depărtat de casă. Oh, 10 ciuperci, gata. Ajung. Pe ciuperici ne mai trebuie. O bucată de zahăr. Zahăr avem, ochii avem. Avem 5 ochi. Facem 5 de la fermentate. Ok, eu...
Bă, ce de oameni plictisiți avem. Adică? Ele de că am fost torturați de școală. Ah, da, suntem puțin cam plictisiți, da. Nu-i bai pentru că, da, din cauza, wow, iar e a treia oară când îmi dă crash, știi ceva, proate. Astăzi nu intru pe serverie. De ce faci? Încerc să intru, dar îți dau trei indicații, așa, deci școala asta mănâncă toată energia, da, da, da. Vrei să zici și toată viața? Da, da. Lăsând școala la o parte, hai să povestim despre canal, cum o să se desfășoare activitățile pe perioada aceasta de timp. Povestește. Ce să povestesc? La mine este așa, termin liniștit un concurs, o activitate, ceva, și după mă trezesc cu alta peste. Deci la mine nu se știe niciodată ce și cum se va întâmpla. Deci, pe scurt și prin urmare, continuăm să postăm. Doar că nu știm exact când. Gata. Fuck that error. Deci, fuck Minecraft. Și Luci, ce părere ai despre discursul meu foarte emoțional? E nașpa și da. Nașpa, ești tu așa bun, făcui 5 de aia fermentanță, acum ce fac? 5 what the fuck, ok, deci acum fă niște, niște, se aude televizorul? Și încă se aude ca lume. Fă sticluțe. Alea se făceau din... Din 3 glass. A, gata. Bun, câte sticluțe fac? 3, fă 3. Ok, gata. Acum fă un brewing stand. Hai să mă duc la restaurant, le pun pe toate acolo. Bă, dar noi parcă aveam un de la stand, sau n-aveam? Nu, uite-te dacă a crescut negu. Au mai crescut, da. Bun, stai să-i fac și ăstea un suport aici, cum se cuvine. Bun. Deci stai, sticluz, deci iau negi. Aha. Bun. Am negi și acum stai să mă duc să o umplu plantează cu apă. Plantează la loc, plantează la loc negi. Da, am plantat la loc, ho. Așa. Acum pun sticluțe în rahat și pun un egg, da? Ok. Egg, gata, așa. Așa. Acum vedem ce ne iese. Negii pun într-un... Du-te și caută un zombie villager între timp. E zi afară, sper că știi. Au căcat. Și de-a... Ia stai. Ah, o să coboare soarele cât de curând. Așa, și după aceea pune... ochiul de păianjen. Ochiul sau fermentatul? Fermentatul. Pun fermentatul să fie. Așa. Și după fermentat ce pun? Gun. A? Powder. Gunpowder. Aha, de creeper, stai puțin să caut. Moment că n-am așa ceva. Ia fii atent că n-am de aia de creeper. Ai, bă, trebuie să fie pe undeva prin chest-ul. Găsi mere, pentru că nu o să ne trebuiască. Uite-te dacă avem și gold. Aur. Am găsit o bucată. Restul. Ah, bun. Bucată. Bă, stai. Trebuie să avem un chest-ul principal. Bun, în Lucy's Home nu mai nimic. Deci tu vrei de la mine... Ha? Mi-ai cerdit tot, bravo. Eu? Nu că eu. Deci, ce vrei tu? Să pun după? De la de creeper. Da. Așa, găsit 35 de aur. Deci avem de făcut mere. Gunpowder acum. Așa, am găsit și de aia. Pune în licorile care ți-au ieșit din chestie. Hai. Să ajung acolo. Au în spatele. Și o ușa, așa, bun. Și acum pun gunpowder, da? Da. Gata. Să fac un tuneric? Da. După gunpowder ce pun?
nimic, ai poțiunea și faci mărul. A? Ai poțiunea și faci mărul. A, și mărul de aur normal îl pun peste licorile făcute? Nu, pur și simplu, prinzi diligerul, arunci porțiunea pe el și cu mărul dai click dreapta pe el și gata. Oh, ok, bun, stai să fac un măr. Caută un diligere acum. Nu știu în ce limbă am Minecraft-ul. Mi-am dat Minecraft-ul pe o limbă pe care îmi dă crush de fiecare dată când intru pe el. Deci am într-o limbă ciudată. Eu ce vei spun de acum? Ce vreau să spun? Ce dracu vreau să... În fine, nu contează. Da, cum aduc villagerul aici? El te urmărește. Dacă e la mama dracu. Pur și simplu, el vine să te prindă, să te mănânce și tu te duci și... Da. Dacă îl transform înainte să verific dacă merge minunea asta. Nu îl transform. Tu pur și simplu îl aduci acasă și îl pui într-o groapă, că el te va urmări. Nu apare niciun zombalu cu mutră modificată. Bă, sunt zombalei sub castel cât vrei tu, de ce naibii mă mai duc afară? Exact, du-te acolo. Frate, nu știu în ce limba am Minecraft-ul. O încerc să mi-l dau pe engleză, dar dacă totul o să meargă prost, îmi pare rău. Întrebare, dau click dreapta? De ce dai click dreapta? Cu mărul. Aruncași poțiunea? Nu, dar când o să fie. De ce aruncai? Auzi că aruncai ceva? N-aruncai nimic, sper să-i ca să ajung până aici. Ce mi s-a plăcut? Ce răspunde la întrebare? Prima dată îl ademenești până sus și îl bagi într-o groapă de... sau nu, îl acoperi într-o groapă sau ceva de genul, știi? Sau îl înconjori de pietre. Și după aceea, după ce este într-o cușcă, să te pui undeva deasupra lui sau undeva unde să-l nimerești, arunci cu poțiunea și după aceea dai click dreapta cu mărul pe el. Ai înțeles? Deci sub casă este întuneric bezna și nu e niciun zombie. Ar trebui să se spawneze. E lumină bezna pe dracu, că cineva a pus torzi. Nu eu. N-am fost eu. Sunt deci foarte mult. Cum merge cu școala dragonului, Andrei? Merge. Mă epuizează mai rău decât activitățile de leam, dar nu mai contează. What? Este foarte greu să faci și activități și să ai note și la școală, cât de cât prezentabile. Eu sunt pe server. Da. Încă fata am ajuns aici, mamă. Bineînțeles, scap de crash, care îmi dă de 15.000 de ori cât timp încercam să filmăm și acum mi se buchează și mă dă sub pământ. Bineînțeles. Poate fără. Oh, fuck sake. Mamă, okay, ai prins un villager? Nu e niciun zombie sub casa asta. Caută pe afară atunci. Hai puțin, mă, deci mor că nu găsesc ce am eu chef. Și bagă-l în castel aproape de casa aia, într-o cușcă, cu o cușcă. Bagă-l în castel, bagă-l! Și bagă. Aha, ce aduc în casă, ce aduc eu în casă va fi creeper și iarăși creeper. Nu văd niciun zombie cu mutră modificată. Caută. Out. M-a trimis pe mine la ce mai greu. E greu să caut? Va fi mai greu să-l aduc. Adică să-l caut, dar nu mai contează. De ce va fi mai greu să-l aduci, el să va ține după tine? Nu cred că are faza. Pur și simplu tu mergi spre casă, iar el se ține în spatele tău după tine. E mai greu să-l găsești. Villagerii nu se pot pune în lesă. Oh my god, Andrei, nu arunci cu poțiunea imediat ce ești. Da, zic, nu se pot pune în lesă.
Nu, nu se pot, nu cred că se pot pune în lesul, adică nu știu, dar oricum, prima dată a dus zombiul acasă, adică nu arunca cu el imediat ce-l găsești, pentru că durează până se transformă. Când durează? Adică durează, nu știu, durează ceva ore, nu știu, sau... Ore! Durează. Nu știu că durează, dar durează. A, bineînțeles, bug, nu? Da, trebuie să-mi fac un desu neapărat. Mai nici un zombie, bă. Am renunțat. Deci tu n-ai povestit nimic despre începutul acestui video. Fuck that video, ce? Povesti nimic de începutul acestui video. Ce să povestesc? Pare. Nu înțeleg. Ce am zis că va fi nou? Ce va fi nou? Dar ce mai pisat tu toate zile și nopți să-l randez. Frate, oricum îl văd înaintea videoclipului ăstuia, știi, nu? N-ai povestit despre. Nu trebuie să povestesc despre. Da? Deci ar trebui să povestesc despre. Dați om de la țară, nu ai, uite, n-ai ce să faci. Povestește tu despre. Ce? Mi-a stricat pizza. Mă jucam cu un pic și l-am stricat, frate. Gata, cred că aleluia, no. Aleluia, pe finalul videoului intru și eu. Te dai un autograf. Sunt aici, Andrei, sunt... Dacă îmi dai crash, am să te găsesc, am să te violez și am să te violez. Ce să violez, mă, biții? Ce să violez? Bananele. Frate, deci nu pot să cred, în sfârșit am intrat. Și mi se mișcă ca un cur. Deci, astăzi am avut atât de mult ghinion, crash de nenumărate ori, apoi intru, bineînțeles că mi se buchează și mi se pune, mă pun sub pământ. Deci, încerc să ies, zi. Puterile mele au fost în zadar, de ce? Se face zi. Serios? Mă duc în mină să văd. Hai să închem episodul. Stai să văd în groapa aia dacă e ceva măcar. Bun, hai că vin și eu că se încheie cu tine. Hai mai repede că mi-e somn. Eu care m-am mislăgui. Unde e groapa aia? Aud zombie. L-auzi? Unde e groapa? I-aud. I-aud, unde e groapa? E pe undeva pe aici. I-auzeam, Andrei, i-auzeam până să-mi dau volumul pe zică pentru că mă enerva muzica. A, uite un zombie, doar că nu e de la bun. Stai, lasă acolo groapa un pic. Dar sunt torce pe aici. Mai avem noi o groapă imensă, mă știi? Unde e groapa imensă? Mă știu. Ok. Era o groapă imensă. Oh my god, Andrei, nu e din acasă. Mai ești? Da. Deci încheiem sau ce facem? Da. Fă-te o încheiere. Mai fugi tu cu mimele. Da, încheiere, tu ai început, tu termin. Bun, vă mulțumim că v-ați uitat la acest episod foarte plictisitor. Bă, Andrei, nu mai spune asta niciodată. Și ne revedem data următoare. Yay! Salut!